Vreau să iau niște Dero Pro. Prețul este 42,23 dacă e 3 bucăți sau 49,68 dacă e una. Diogen aici că la scute ce e combinație. Niște prețuri foarte, foarte bune. Iată, te pune acolo. Cum a aruncat, geule? Ce-ai făcut, Adi? Ți-ai luat al dinozaur? Vă salutăm de Sișcă, subatori de vloguri în scene. Astăzi merge la cumpărături și mai întâi de toate vă scrieți în comentarii cât credeți că am dat pe tot coșul ăsta de cumpărături. La finalul clipului veți afla. Haideți să vedeți unde am fost la cumpărături. Ăsta e locul, dacă puneți pe Google Maps sau pe Waze, trebuie să scrieți Geolaila Market. Atenție, da? Și vă va aduce fix aici. Și toate baloanele astea sunt pentru că astăzi împlinesc 28 de ani. În 1 aprilie 1996 s-a deschis primul Geolaila. Hai la cumpărături. Doamne. Avem aici la intrare, uite, as și prietenii mei, Meglio, ia uitați. Este 11 lei, la minim 3 bucăți. Altfel, la bucată ar fi 13 lei, 04. Aici e, îți dai seama, viața mea. Ia uite, am intrat direct dinozauri. Băi, nu există așa ceva. Care au șansele? Nu știu, ceva aici, o chestie. Da, vă așa puteți. Tata. Deci, până la urmă, ți-ai găsit dinozaur? Da. Ia să vedem. Da, dinozaurul e pe zecul. Se fau din coata cu totul ca dinozaur pe zecul. Am înțeles, iubirea mea. Auzi, vrei să luăm acest pui acasă? Nu, că prea mare. Copilul ăsta e suspect de deștept. Hai să cumpăr și eu ceva pentru viața mea și pentru sufletul meu, că aici este... Că nu știu dacă înțelegeți. Asta este... Universul meu, deci eu aș putea să stau aici într-un magazin cu produse pentru rățenii și așa, aș putea să stau mult, 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 că mie îmi plac, eu cumpăr multă, mi-e place să stau multe chestii, să fac depozit. Și dacă nu ne credeți, uitați un cadru de acasă ca să înțelegeți cum arată baia noastră, ca să nu ziceți, ai, exagerează asta. Și, și nu este totul acolo, avem și dulapul în bucătărie unde am chestii cumpărate. Da. Ia uitați și dulapul din bucătărie unde avem chestii cumpărate. O să vă arătăm prețuri, da? Că asta bănuiesc că vă interesează cel mai mult. Cumpărăm și ouă. Stai mă, că am văzut eu ouă pe aici. Ia uite-le. Uite data, uite aici ouă. Astea-s bune? Ești fericit? Iată, sunt lumânări. Sunt lumânări? Bă, deștepte, bă, pe ăsta nu poți să-i faci nimic. Da, se numește lumânări în formă de ouă. Lasă, nu le vei? Balon. Hai să le luăm și pe astea, nu vrei să le avem? Nu, astea sunt lumânări. Mă, frate, și are doar 2 ani și 11 luni și 10 luni, cât are? Nu se poate așa ce, nu poți să-l păcălești cu nimic, mă. A luat Mr. Proper, care, pentru că a luat 3,985. Și dacă ai cumpărat unul, este 11,59. Asta se folosește. Multe. Am nevoie că... Tati, tocmai asta e și mecherie aici, trebuie să cumperi multe. Da. Cu cât cumperi, dacă cumperi 3 produse în loc de 1, prețul e mai mic. Hai că e mai avantajos, da. Hai că mai mulți bani de dinozauri. Da, hai să mai vedem ce mai luăm. A, igienul ăsta e super bun, da. Igienul. Eu vreau să-mi iau și rețele de alea umede de la igienul, sunt super șmecheri. Da, luăm. Stai să vedem. Uite, prețul e, în mod normal, 10 lei la o bucată, 8,5 3 bucăți. Dar atenție, trebuie să fie același sortiment, da? Da. Ce mai avem pe aici? Sano? Nu, boss, ăsta de pete. Deci ăsta este cel mai bun, cea mai bună chestie pentru pete. Stai puțin, că eu luam... Asta cu cocoșul? Da, mă, Chantecler ăsta. Asta e șmecherie rău de tot. Eu cu ăsta dau pe vest, poți dai și pe haine. E cel mai bun. Eu cu ăsta scot petele lumele de pe haine. Da, alu. Astea sunt niște produse cu care scoatem petele de pe haine. Aici avem prețul pe bucată. 10,27. Deci nu contează dacă e o bucată sau trei, ăsta este prețul pentru că este oricum foarte bun. Că dau un Google să vedem cât e pe net, da? Este 17,90 lei. Băi, ești nebun. Fii atent cât e ăsta. 9,38 lei la 750 ml. Păi, dar nu iau eu. Dacă iau de ăsta cu lămâie. Da, de ăsta cu lămâie iau. Că noi folosim cif. Adică, mamie, nu vorbim. Eu vreau liniște, auzi? Nu știu să zic, dar ne ca am face așa, ne ca rupe pe genunchi. Vreau să iau niște Dero Pro. Mi-mi place foarte mult cum spală. Și o să iau 3 pentru că noi chiar spălăm mult. Prețul este 42,23 dacă e 3 bucăți sau 49,68 dacă e una. Și acum o să căuși pe net să văd care e prețul. Nu cred că asta e pasiunea mea acum, mi-am luat misiune. Este 55 de lei și 50 de bani. Și aici, dacă e o bucată, e 49,68.
Și dacă e 3, 42, 23. Bă, doar zic. Am mai luat acest produs pentru curăța mașina de spălat de la Sano, care costă 13,01 o bucată sau 11,06, 3. Mă, deci nu înțeleg de ce nu am venit mai devreme aici. De ce nu știam de locul ăsta mai devreme. Eu văzusem pe TikTok, deci chiar voiam să vin. Cred că tot la creatina, cred că am văzut. Sau nu mai știu, am văzut la cineva pe TikTok, dar am fost așa întreagă și reținusem locul că e aici în Afumați și voiam să vin să-i fac Georgianei surpriza, dar ne-au scris că au văzut clipul pe care l-am făcut cu depozitul de flori și au zis, păi haideți la noi, așa că acest clip e făcut în colaborare cu ei. Dar nu știu unde e Georgiana. Tu și băichete, tot ce vrei, frate, tot ce vrei și ce nu vrei. Hei, o să cumpăr și eu așa ceva pentru acasă la grătar. Luăm din ăsta, care ți-a plăcut ție, da? Am descoperit asta și sunt nebunită după sortimentul ăsta. O să iau sticle mici pentru că acest produs iese foarte concentrat. Lenor Fresh Air. Unde e? Aici. E 15 lei, pentru că am luat 3 bucăți. Sau 17,65. 17,99. Deci tot mai bun prețul la bucată, iar dacă iei 3 bucăți ești super, super bine. În fine, cred că v-ați dat seama cu comparația asta. Nu mai are o să o mai fac, că după aia vă zăpăcesc. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Oricum, o să vă arăt prețurile la tot ce cumpărăm, ca să vă faceți o idee. Și cel mai probabil, doamnele sau domnii care se uită la clipul ăsta deja știu prețurile în zona în care se învăruit prețurile pe produsele pe care le vom arăta. Cum și Georgiana știa, a zis că spunea din cap și nimerea foarte bine. Dacă sunt produse pe care le folosești, normal că știi cât costă. Am reușit să fac rost de încă unul ca să am trei. 3 semana extra fresh. Sanitol. Avem nevoie de Sanitol? Că am văzut că avem pe în casă tot timpul. Băi, vreau pastă de dinți, frate. Luăm acum, pe de-asta nu. Vrei unde să fugi? Și apă de gură. Dai vremea, poți să fugi, da, poți să fugi, da, sigur. Dar încet, să fugi încet. Ce este acolo? O periuță cu formă de, uite, de dinozaur, de ceva. Ia, tati. Vrei să-ți luăm periuța aia? Da. Uite, are și cu leu. Și acolo are cu dinozaur. Ăla e cu dinozaur pe care ai tu mână, da. Și cu ei. Păi da. Uite, putem să rămân. Doar cu ăla, bine. Ia, tati, pune acolo. Cum a aruncat, geule. Uite, asta îmi place mie. Max White asta, mă, îmi place super multe și refreshing, așa. 35 ani, da, poți să-ți păi bucăți, 9 lei bucata. Deci, Borotalco, știți că m-a convertit soția și am aflat și care fața cu prețurile astea roșii. Între 1 și 6 aprilie, noi filmăm asta fix pe 1 și pe că voi vedeți vlogul pe 2, au oferte speciale unde vedeți prețurile astea roșii, sunt prețuri speciale. Și o să vă spun imediat cât dau eu un mon normal pe un de-asta de Borotalco, 17,85 lei. Și aici, la fața locului, 13,45 lei. Te-am pupat. O să-mi iau 10. Ce-ai făcut, Adi? Ți-ai luat al dinozaur? Da, l-am lăsat pe ăla. I-am zis una singură, deci dacă vrea pe ăsta, îl lăsăm pe cel, așa a fost de acord. Ia, tati, cum arată ăsta? Ia. Are un ou. Un T-Rex cu ou? Yeah! Wow, tati, super tare! Are ce mai mare de... Are mai mic de mai mult de... Aldeat. Ia, tati, ce minge vrei să luăm? Vrei să luăm de asta așa? Sau să luăm o de asta așa mai mare? Am văzut că ultima perioadă ai dezvoltat o pasiune pentru mingi. Ia! Dă cu piciorul, dă cu piciorul. Dă cu piciorul în ele și spune-mi care îți place mai mult. Asta. Dar dă și în aia verde, să vedem cum e. Dacă îți place mai mult, ia. Dă, dă. Nu atam. Pe asta o luăm, da? Hai, ia-o, pune-o în coș tu. Pune aici. Hai. Aici, în coșul nostru, ca să cumpărăm. Și au și niște tombole pentru cei care cumpără sever. Așa cum am spus, business-ul e de 28 de ani și a funcționat ca angro. Deci asta înseamnă că de aici veneau și cumpărau proprietari de magazine sau de buticuri. Veneau frumos dimineața și umpleau mașina și după aia duceau. Și eu am lucrat ca agent de vânzări și nu o să niciodată cum oamenii se aprovizionau atât de la noi, de la firmele de distribuție, cât și din angro-uri. Și uite aici un exemplu de tombolă care vizează cel mai probabil pe proprietarii de magazine. Dacă cineva cumpără produse PNG de minim 10.000 de lei, completează talonul și le introduce în urna campaniei, poate câștiga fie un smartphone sau unul dintre cele 3 smart TV-uri puse la tombolă. Dar noi nu cumpărăm de Black Friday foarte multă hârtie igienică, ce s-a întâmplat cu ea? Mai avem un box. E foarte bun prețul, 22,97 dacă luați un box sau 19,52 dacă luați 3. Tu ești specialista, tu știi. Da, e foarte bun, e foarte bun, crede-mă. Mami, vreau să iau și eu una, dar e că nu mai avem. Nu mai avem? Da.
să ne luăm trei de astea. Trebuie să venim cu cealaltă mașină. Da, deci, doamne, Ionescu a luat altceva. M-a răzândit pentru că este mai ieftin sanul. E de 10 lei rola, așa la era 13 lei. Ia, unde? Asta e? 10 lei dacă iei una și 8 lei 63 dacă iei 3. Deci a luat 3. Da, 3 am luat. 8 lei 60. Da. Foarte bine, felicitări. Și erau 13 cu 15. Și erau, era da, astea aveau. O să pun aici pe ecran toate tombolele pe care le au, în caz că poate printre voi să regăsesc oameni care au magazin pe aici, pe lângă București sau pe lângă Afumat și pot să vină liniștit să cumpere și să participe la tombole. Georgiana zicea că la scutece e combinație. Niște prețuri foarte, foarte bune. Noi el nu mai folosește. Băiatul nostru e mare, acum nu mai folosim. Dar de ce n-am aflat de locul ăsta înainte, mă întreb? Tot sunt la standul de vopsea de păr. Între 35 aprilie vor avea un coafor aici în magazin, adică clienții vor beneficia de servicii profesionale în zona asta de hairstyling. 35 aprilie. Și am dus la casă cu monstru ăsta. Aveți aici roata norocului. O să-l pun noi. Cred că lui Noelia ar plăcea să câștige literalmente roata norocului, că să o luăm acasă, ca să învârte de ea toată ziua. Vlogul se termină unde a început. Hai să vă spunem cât a costat coșul. 1037 de lei a costat acest coș. 1036,47 mai exact. E, am rotunjit eu, mă așteptam pentru că știu care-s prețul în general în piață să fie mult mai mult. N-am stat să fac calcul, dar am rămas surprinsă pentru că am luat foarte, 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 foarte multe chestii, adică cel puțin pe parte de detergenți, cred că jumătate de an nu mai avem nevoie. Tot ce înseamnă produse de curățenie, de fapt. Și apropo, dacă aveți bebeluși, pentru scutece aici trebuie să veniți. Sincer, merită. Hârtie igienică, la fel, niște prețuri, bombiță. Nu știu de ce nu știam de locul ăsta. Noroc cu TikTok-ul, cum ar veni. Deci, consumator de vlogger, ăsta a fost vlogul de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Ia zi, Noel. Am venit bază la cu și te-a găsit, să găsit o, să fai, să pitezi, să pitezi ouă, ca să aptezăm în apă să se cheape oul. Ați înțeles, nu? Zau. Mulțumim că sunteți alături de noi. La revedere! Uitați și programul. De luni până vineri de la 8 la 6 seara și sâmbătă de la 8 la 3. Duminica închisă.